Sărbătorile în cinstea persoanelor dumnezeiești se împart după data lor în două categorii. Unele cu data schimbătoare, fiind în legătură cu data variabilă a Sfintelor Paști, și altele cu dată fixă. Acestea din urmă se sărbătoresc în fiecare an la aceeași dată. Nașterea Domnului, 25 decembrie, tăierea împrejur, 1 ianuarie, botezul Domnului, 6 ianuarie. Credința în divinitate, practicile morale asociate religiei și valorile spirituale despre care elevii învățau la orele de religie s-au transformat într-o opțiune. Aceasta aparține elevilor majori sau părinților celor minori. Cei care vor să studieze în continuare religia trebuie neapărat, până în martie, să depună o cerere scrisă pentru a-și exprima dorința. Decizia aparține Curții Constituționale. Este vorba de o procedură de alegere, pentru că în România, prin Constituție, sunt recunoscute mai multe culte oficiale. Această procedură este, de fapt, respectă libertatea omului de a-și alege confesiunea. Cum se va realiza? Practic, cum s-a realizat și până acum, părinții sau copiii, elevii majori, vor depune o cerere și se va centraliza atunci fiecare oră de religie pe confesiuni. Există și un termen până pe 6 martie. Profesorii de religie care nu vor avea îndeajuns de multe ore încât să-și desfășoare activitatea cu normă întreagă vor putea preda alte ore. Vorbim despre profesorii titulari care majoritatea au și altă specializare, orientat la completări cu a doua specializare, fie istorie, civică, română. Deoarece am dublă specializare, pot preda limbă română sau latină, lucruri care se regăsesc în foaia matricolă de absolvire a universității. Din păcate însă sunt colegi care au terminat teologie pastorală și nu au această oportunitate de a putea să preda în școli și alte materii. Deși hotărârea Curții Constituționale a atras nemulțumire atât din partea unor deputați cât și din partea multor părinți, hotărârea trebuie respectată. Cererile vor fi depuse conform normelor în fiecare an.